l-a schimbat în tehnica de stabilă. Că n-a arătat așa. E o efect de castel. Da, de la castel. Deci dacă acum 28 de ani cineva mă întreba ce înseamnă gras, cu siguranță când dădeam ca tânăr școlărel așa, clasa 3-a, 4-a, și care făceam cunoștință cu limbile străine, puteam să dau o definiție cât se poate de simplă. Puteam să dau o definiție cât se poate de simplă și că spuneam că gras vine din engleză, care abia a făcut cunoștință cu ea, clasa 4-a. Da? Și îl consideram grasul ca fiind o plantă furajeră, folosită pentru hrana animalelor. Totuși, acum, trecând timpul, am putut să-mi dau seama că gras înseamnă și altceva, care este un sistem de analiză și suport pentru informațiile geografice. Programul GRAS face parte din familia proiectelor OSGO și o să vedem mai departe ce rol a avut GRAS în OSGO. Începuturile. Este anul 1978, undeva în Statele Unite, o universitate și un centru de cercetare a armatei americane au trecut la dezvoltarea unui sistem pentru gestiunea, practic, terenurilor armatei Statelor Unite și monitorizarea acestora, pentru că în toată America și peste aveau o serie întreagă de terenuri care nu le știau nici numărul, nici suprafețele și așa mai departe, nici gardul nu aveau ele. Ca avem de lucru, aveam un IBM, Mindframe Computer, din câte îmi dau seama, vedeți că undeva în colții are niște rotițe, probabil că era varianta mobilă a calculatorului respectiv. Da? Am găsit o poză de auzime pe o fată. Nu știu acum sigur care este, am mai găsit încă o poză, așa. Modelul 91, care 91, nu știu dacă se referă la numărul de butoane sau greutate sau ceva de genul ăsta. Ce este important? Un hard disk de 2,5 giga consta într-un Bentley astăzi, la vremea respectivă. Deci foarte, foarte mult. Domnul acesta, bineînțeles, trebuie să fie o lucrare și are și o comunicare în care povestește despre care a fost, de fapt, începuturile programului GRAS. El a dezvoltat un program pentru o teză de masterat. Da? Și spune că CER, deci Departamentul de Cercetare a Marii Americane, a decis cumpărarea unei licențe de acesta de Archinfo. Bineînțeles că bossul de la ESRI a făcut cale bătută până la Amata Statelor Unite și înapoi de foarte multe timp, de foarte multe ori, dar la vremea respectivă n-au avut $15,000 pentru software și $60,000 pentru minicalculatoare, spuneau ei, da? Acea mare. Înmulțit cu 3 și aflăscați cam care este suma din ziua de astăzi. Deci vă dați seama, o instituție ca Armata Statelor Unite n-au avut $70,000 să dezvolte, să cumpere licența și calculatoare pentru acest program de operare. În 83 apare o lucrare scrisă de CER, da? Care se numește Fort Hood Geographical Information System. Fort Hood este, practic, baza de cercetare a Armatei Statelor Unite, care are populație cam cât în oraș și suprafața mai mare puțin. În această lucrare apar primele coduri sursă și algoritmii sunt descriși, nu sunt dați în detaliu, sunt descriși algoritmii de dezvoltare care au stat la baza programului GRAS. Nașterea GRAS, undeva prin anul 1982, CER avea o serie întreagă de programe care fiecare făceau câte lucruri independente și nu erau puse toate sub aceeași umbrelă. Ce m-a frapat lumii este acest IGIS, instalații GIS, care sună foarte frumos. Au ambalat
aceste 20 de programe care existau la momentul respectiv și au creat o singură soluție, care este grasul de astăzi, iar Netelăr și Mitașova, în ultima lor carte din 2008, dau și o definiție a acestui program gras. Deci, care, cam cum a fost evoluția gras, trecând de la cel, da? Dezvoltarea maximă a acestui program a avut după anul 1990, când și internetul s-a dezvoltat foarte mult, iar gras, evoluția gras este strâns legată de dezvoltarea internetului. O să vedem o serie întreagă de agenții americane și străine folosesc acest program. Iar din 1997 a fost creat un grup de cercetare care a supervizat dezvoltarea gras. S-a mutat la Hannover în Germania, a fost la în Italia, iar din 2008 OSGO a preluat acest gras și, practic, a constituit proiectul de bază în jurul căruia s-a constituit Fundația OSGO. A fost proiectul fondator al Fundației. O serie întreagă de programe, de persoane lucrează, fie în codul sursă, fie la date, la mentenanță, la site, la liste de discuții și așa mai departe. Bineînțeles, oricine poate contribui la, la dezvoltarea programului. Ca bibliografie este cea cunoscută. Bineînțeles că Google știe mult mai multe decât știm noi. Și întotdeauna găsim răspunsuri acolo. Bineînțeles, și pe site-ul geospațial, dar și pe OpenGIS, o să vedem mai departe ce este, sunt materiale în care sunt descrise tehnici utilizate în gras. Există mai multe versiuni din gras. Nu o să înșir grasul 1, 2, 3, 4. Acum am ajuns la varianta 5. Ultima variantă este 642, lansată pe 15 noiembrie, practic de la 642 la 642 RC1 la RC2 a trecut o lună. Deci foarte, foarte rapid se modifică, evoluează acest program. Ca model de dezvoltare al gras, utilizatorii practic sunt interfața dintre cei care programează, da? Și listele de discuții și listele de distribuție. Da? Există, în prezent, mai multe versiuni, de variantă 642 RC2, care este versiunea stabilă și cu care o să lucrăm la seminarii dedicate. Mai există o versiune pentru teste 6.5 și mai există și o versiune 7 pentru dezvoltatori. Există variante pentru fiecare, atât pentru Linux, cât și pentru Windows, unele mai au și pentru Macintosh. Ca utilizator ai gras, o să vedem o serie întreagă de agenții guvernamentale americane. NASA, NOAA, parcurile, Armata Canadiană, Armata Spaniolă, Australiană. Toate aceste instituții folosesc programul gras. Ca utilizator gras, sunt foarte heterogeni răspândiți, vedeți foarte mult America și Europa, iar România, practic, pe harta gras este mai puțin existentă, practic inexistentă, câțiva utilizatori. Există pe site-ul gras o listă în care utilizatorii își definesc locația și se înscriu cu ce programe lucrează. Gras se obține, bineînțeles, din site oficial, gras.ogo.ro, și o serie întreagă de miroruri. În România avem ca miror Universitatea din București, prin serverul în Facultate de Geografie. De asemenea, compilat și utilizabil pe o serie întreagă de device-uri USB stick, live USB-uri, live DVD-uri. Unele dintre ele folosesc variante mai vechi pentru că s-a oprit actualizarea acestora. În 2006-2007, fiecare cum a avut. Și există și în România un device din acesta,
gras frigis la DVD, care poate fi descărcat și are compilat și instalat pe Linux ultima variantă de gras. Bineînțeles, să lucrăm la seminarele indicate cu această variantă. Ce face gras? În prezent, când am făcut eu statistica, aveam 364 de aplicații pentru analiză geografică. Aveam de... o să vedeți că foarte mult s-a axat pe lucru cu raster și cu vector. Da? În afară de aceste aplicații, mai sunt o serie întreagă de add-on-uri. Da? Care la fel au dezvoltare mare pe raster și pe vector. Practic sunt programe care s-au dezvoltat pentru alte aplicații. Și care în gras au fost preluate codurile sursă și au fost implementate în acest pachet de programare. Add-on-urile acestea se pot instala ulterior în gras. Ca date compatibile, practic toate datele cunoscute și necunoscute se pot folosi în gras, vectoriale, raster, imagine și așa mai departe. Folosește și servicii speciale dedicate. Și de asemenea, din gras pot să export o serie, într-o serie întreagă de formate, toate datele care pot să, care le import și cu care lucrez. Câteva screenshot-uri o să vă arăt, cam așa gras la lucru. Deci analiză vectorială 2D și 3D. Bineînțeles, începem cu vectorizarea, cu operații topologice de bază, intersecții, dizolvare și așa mai departe. Cartograme și cartodiagrame, analiză grafă și intersecție, modelare virtuală, extrudare, analiză raster, bineînțeles, începe cu realizarea modelului numeric altimetric al terenului, vizualizarea acestora în format 3D, părțile, parametrii de bază ai modelului numeric altimetric, pantele, expoziția versanților, standard, curcura în plan, în profil și așa mai departe, vizibilitatea dintr-un punct. Dau câteva exemple, fără a insista asupra lor. Toate ce le prezint acum o să le discutăm în detaliu la seminariile de gras dedicate. Caracterizarea geomorfologică a modelului numeric altimetric este făcut pe bază unui add-on din teza de doctorat a lui Giogu, da? Și l-a implementat și în gras. Pentru parametrii de hidrologie, îi calculează aproximativ aproape toți, delimitează bazine hidrografice, rețele hidrografice în vector și raster, da? Și intersecție cu un plan, profile. În procesarea imaginilor, bineînțeles că lucrează cu toate tipurile de imagini cunoscute, modul lansă, astfel și așa mai departe, face combinații de benzi și le vizualizează, face o filtrare a imaginii, chiar vorbeam cu Ionuț că și noi avem o chestie de asta, dar pentru niște imagini în delta. Bineînțeles, vizualizarea acestora e în plan, e în 3D și, bineînțeles, pe baza unui device împrumutat de la fetița lui Bejan, colegului meu, ochelarii 3D, putem să vizualizăm modelul 3D, chiar tridimensional al unui și putem să... Încercăm să vede. Noi l-am testat în diverse... 20 secunde să acomodați. Trebuie să acomodezi un pic. Da, cu două ore înainte, dacă sunt tipuri diferite, chiar poți să le faci. Servicii web folosește o bază la strica mea. Ce meci avem cu Andreea. Servicii web based sunt niște servicii preluate de la OSGS, cu baza dată cu tremurile sau dinamice. De asemenea, lucrează și cu servicii VMS.
Ca adrese utile pentru gras, sunt multe mailing list-uri. Eu m-am gândit cu două. Utilizator pentru lista de discuție a gras pentru probleme și soluții întâlnite. Se bazează în principal pe varianta de Linux. Dar avem și o listă dedicată pentru Windows. De asemenea, există o serie întreagă de grupuri naționale. Din păcate, România nu este pe listă. Ce urmează? Bineînțeles că programul continuă dezvoltarea. Cu siguranță că într-o perioadă foarte lungă, foarte scurtă de timp, o să trecem la varianta 4. Probabil că o să fie scrisă cu carte cu gras, cu varianta 7, scuze, cu varianta netele o să prezinte o carte cu varianta 7. Iar pentru România, eu mi-aș dori să avem și o multă discuții, dar încă n-am atins o masă critică de utilizatori să avem așa ceva. Încercăm să traducem interfața programului și toate comenzile manuale în limba română, să sperăm că o să reușim într-un timp scurt, depinde și de timpul nostru. Și oricum, oricine se poate implica în dezvoltarea programului. Mulțumesc!